Har și pace de la Dumnezeu, Tatăl și de la Domnul Iisus Hristos. Amin. Și dacă Dumnezeu ne-a dat și har și pace, haideți să rostim și versetul următor, care spune, este o adresă de la noi către Dumnezeu, binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești, în Hristos. De când și pe ce motiv. Și în continuare, ascultați ce scria. În El, adică în Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu Tatăl ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinți și fără prihană, după ce în dragostea Lui ne-a gânduit să fim înfiați în Iisus Hristos, asta nu că i-a dat cineva temă de casă de Dumnezeu, ci după buna plăcerea voiei sale. Spre lauda slavei Harului Său, pe care ne-l-a dat în prea iubitul Lui. Despre ce am citit eu, dragii mei? Ce vrea să spună Apostolul aici? Înainte de a fi carpații pe care i-am traversat pe Valea Oltului să ajung la dumneavoastră. Înainte de a fi meleagurile Bucovinei, Ardealului sau Olteniei, Dumnezeu și-a făcut un plan. În planul Lui urma creația. Dar ce era mai important decât mulți băi? Erau oamenii. Dumnezeu a știut de atunci că vom fi și noi. Și banul Lui a vrut să nu fim doar cetățenii României sau oamenii, are un proiect mai mare. În seara asta aș vrea să ne gândim la Dumnezeu, Cel care este începutul și sfârșitul. Asta a spus pe înțelesul nostru, deși El n-are nici început, nici sfârșit, El este veșnic. Aici scrie în versetul 2 că Dumnezeu și-a făcut un plan. Cum să creeze omul, cum să vină Fiul Său să moară pentru noi, cum să își aleagă oameni pentru o împărăție de glorie, de fericire eternă. Însă spun de la început. Noi putem să fim prinși în planul acesta sau să rămânem pe lângă. Spune Scriptura în Evanghelia după Luca despre niște oameni, 7:30, farisei și învățătorii legii au zădărnicit pentru ei planul lui Dumnezeu. Și vor rămânea pe din afară. Cei care sunteți în această seară aici, să știți că Dumnezeu are plan mult cu dumneavoastră. Vă cheamă la o fericire eternă. Dacă veți fi sau nu acolo, asta depinde de fiecare. Mi-a venit în minte în această seară situația unui frate de la Oradea, a ajuns păstor, fratele Petru Ivan, pusese la o școală de partid pe vremea comunistă, era un tip foarte inteligent și se spera să ajungă o mare în comunism. Dar o problemă de sănătate l-a făcut să renunțe la cariera aceea și s-a gândit, ce voi face eu în viață? Așa comunistul merea, s-a gândit odată la Dumnezeu, doar în țara asta se știe de Dumnezeu. Și-a auzit o voce. Lasă pe vremea aceasta, vezi brațele mele. Și așa l-a cuprins o căldură și o pace. Și-a zis, ce-o fie asta? Și în decursul unui an, Dumnezeu l-a chemat la pocăință. Și exact la anul, în seara aceea, Dumnezeu l-a botezat cu Duhul Sfânt. La noi era arătat printre altele s-a pocăit în urmă cu câțiva ani o doamnă judecător de curte de apel și-a venit la stăruință. Și-au venit niște frați din alta parte a țării să ne ajute lucrarea asta și nu știau că dumneavoastră este profesor la universitate, de doctor, drept. Venit așa frumos, cu bandic, ea stăruia la rugăciune printre copiii de clasa 8-a și a 9-a, a 10-a. Și fratele se spune, rog,
zice că seara asta când ne-a rugat. Dar s-a rugat. Și seara aceea a botezat totul cu Duhul Sfânt. Și ne-a povestit zilele următoare că exact în noaptea aia după străință a avut un vis. Se făcea ca un taxist undeva într-un palat extraordinar de tot. Și-a auzit o voce. Bucură-te că ai fost acceptat să intri. Dragii mei, în seara asta, din planul ăsta al lui Dumnezeu, vreau să vă rețin cu un verset care este fundamental în Scriptură, este numit Dumnezeu, versetul de aur al Bibliei, Ioan 3:16. Chiar aș putea spune dacă nu știm să-l învățăm pe de rost. Deși nu-mi place să mă repet, uite, de data asta vreau să repetăm să-l învățăm. Cei ce nu știm. Cei ce știm, spunem în corp. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Său Fiu, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Dar noi nu ne-am înțeles că să o spuneți aici, în pământ, dinainte. L-a știut, nu? Dar de unde l-am știut? Dar cum să nu știm că ne este atât de drag versetul acesta? În versetul acesta e surprins planul lui Dumnezeu pentru oameni. Proiectul acela etern de care vă spuneam. Ascultați prima idee. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu, cât a iubit Dumnezeu. Vreau să vă aduc câteva dovezi ca să știm cât de mult a iubit Dumnezeu. Primul rând. Când l-a creat Dumnezeu pe om, spune Scriptura în Cartea Genesa, citesc capitolul 1, versetul 27, Dumnezeu a făcut pe om după chipul său. Să zic așa ca părinți, vă sunt dragi copiii care seamănă pe dumneavoastră. Ați văzut? Dar spunea Domnul Iisus că noi, în față de Dumnezeu, suntem răi. Dumnezeu, când ne-a creat, ne-a creat să-i semănăm. Tu de-aș ne crezi la fel, nu? N-a creat Dumnezeu atâtea feluri de viețuitoare. Dar zic, uite, vă ăștia îi fac așa, așa ca pe mine. De ce credeți că ne-a creat după chipul Lui? Vedeți, nu să ți locuiți la țară, aveți în gospodărie, știu eu, un câine, un cal, așa mai departe. Păi sunt animale cu mine. Dar te poți înțelege că e ca și cu un om. Nu poți cât o fi cu minte, un animal, cât o fi de dresat. Eu cred că Dumnezeu ne-a creat ca El, cum vrut să ne aibă lângă El, să poată comunica cu noi, să fim la fel, nu? Trec mai departe. S-au scurs 1600 de ani în istorie. Și oamenii se stricase. Și a zis Dumnezeu, tare să ne căriți pe ăștia care i-am făcut ca mine. S-au făcut ca diavolul între timp de răi. Zis, trebuie să-i distruge pământul. Este prea multă sărbicie. Adică în forță oamenii se chirneau unii pe alții. Dar a găsit Dumnezeu o familie, știți, familia lui Noe, i-a salvat de la potop și interesant. Dumnezeu, după potop, din nou, i-a zis lui Noe, ca și lui Adam, umpleți pământul, vreau să văd oameni mulți. Cât de mult iubit Dumnezeu. Aș fi meritat să fie prăpădit, ascultăm, o luăm de la cap, nu se poate. Vreau să văd oameni. Au trecut ani și a ales un popor, Israel. Și ăștia au fost probleme. Dar nu i-a lăsat Dumnezeu nici pe ăștia. Drept dovadă că și în zi de azi există statul Israel. Spunea Dumnezeu, vă citesc din cartea profetului Ieremia, capitolul 30 și 1, versetul 3. Domnul mi se arată de departe, te iubesc cu o iubire veșnică. De aceea îți păstrez bunătatea mea. Și le-a dat Dumnezeu la evrei o țară. Și Dumnezeu a dat la oameni pâine și apă și soare și toate cele necesare. Dar știți când s-a arătat cel mai mult dragostea lui Dumnezeu? Vă citesc din Efeseni, capitolul 2, cuvintele Apostolului Pavel, care spunea de la versetul 4.
Dar Dumnezeu care este bogat în îndurare pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că ne-a morți, ne-a adus la viață. Mărit să fie numele Domnului. Tit, capitolul 3, scrie și așa fost în versetul 4. Dar când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu și dragostea lui de oameni, El ne-a mântuit. Am auzit despre un om care a primit o Biblie și făcea foile sub țigară și fuma pagină după pagină. Dar când a ajuns la versetul ăsta, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, și Dumnezeu l-a făcut să zărească ceea ce scrie aici. Și-a dat să facă din nou țigara și iar a desfăcut foaia. Și numai nu a putea să o ardă și iar să le aminte versetul. Adică Dumnezeu ne iubește? Da. Și dovada cea mai mare iubirii sale a fost jertfa lui Dumnezeu. Mântuirea Părinței de Domnul. Atât de mult a iubit Dumnezeu. Nu doar că ne-a suportat păcatele, a vrut să rezolve problema păcatului. Și mai mult decât atât, și ăsta e finalul. Dumnezeu vrea să ne aibă cu sine pentru vecii vecii. Vă citesc din cartea Apocalipsei, capitolul 21, care este finalul acestui proiect de la versetul 1. Și vă întreb, vă doriți să fiți acolo? Apoi am văzut un cer nou, cerul ridic și pământul ridic, pierise. Și mai nu mai era. Și am văzut o mireasă împodobită și am auzit un glas tare care ieșea din scaunul Domnului și zicea: iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. Și acum frumusețe. El va locui cu ei. Ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. Exact ce v-am spus de la început, că Dumnezeu ne-a creat să fim ca El, pentru că vrea să fie cu noi. Să poată relaționa foarte bine, foarte de aproape. Mulțumim Domnului pentru dragostea asta. Amin. Eu vă întreb, ați observat-o? I-ați mulțumit până acum pentru dragostea Lui? Pentru că ne-a iubit, ne-a creat și a rânduit mântuire și are un plan măreț pentru noi, slăviți-o. Amin. La mână, torcându-mă la versetul acesta care am văzut că îl știți, care nu știți să-l învățați, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, a fost prima idee, a doua, că a dat pe singurul lui Fiu, care din dumneavoastră aveți un singur copil, imaginați-vă. Patriarhul așa a avut astfel de ocazie să simtă cum e să-ți dai singurul tău copil când Dumnezeu l-a cerut, doar să-l probeze pe Isaac ca jef. Însă Domnul Iisus Hristos n-a fost orice fel de fiu. Poate copiii ne-au mai întristat. Domnul Iisus a fost fiul care niciodată n-a ieșit din cuvântul Tatălui. A fost singurul născut din Tatăl, desăvârșit. Și scria Petru în întâia sa epistolă referitor la prețul care a fost plătit. 1 Petru, capitolul 1, versetul 8, că știți că nu lucruri pieritoare cu argint sau cu aur ați fost răscumpărați, adică s-a plătit pentru noi din felul de șer de vinturile pe care moștiți la părinții noștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, mierul fără usur și fără prihană. Și acum frumusețe. Unii cred că Domnul Iisus Hristos a venit, a suferit câteva ore de noaptea de când l-au prins până a doua zi, la trei, după masă, când și-a dat Duhul, și astea au fost suferințele lui Hristos. Și iubirea s-a rezumat la atât. El a fost cunoscut mai înainte de temerea lumii. De când a fost creat Adam și până la jertfa Domnului Iisus Hristos au trecut 4.000 de ani. Și în toți acești 4.000 de ani, Domnul Iisus știa că urmează să moară pentru noi.
și a voit să o fac. Spune Scriptura, vă citesc din Epistola către Evrei, capitolul 10, de la versetul 7. Iată-mă, în sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Iisus zice, prin această voie, adică Domnul a vrut, am fost sfințiți noi, și anume prin jertfirea trupului Iisus Hristos, odată pentru totdeauna. Și nu au fost doar 4.000 de ani de așteptare, în care voia să vină, iată-mă vin, vreau să plătesc pentru ei. De atunci sunt încă 2.000 de ani aproximativ. Și de atunci ce face Domnul Iisus? Stă la dreapta mărinii și mijlocește pentru noi. Că Dumnezeu Tatăl l-a dat pe Fiul nu doar 33 de ani sau câteva ore să fie răstignit. Ni l-a dat de 6.000 de ani, l-a tot dat. Și tot oferta noastră și beneficiem de toate serviciile sale. Și l-a dat pentru vecii vecilor să fie mâinile noastre. Toate sunt prin El. Dumnezeu le are toate la pachet, aș spune. Spune Scriptura, vă citesc din Epistola către Romani, capitolul 8, cuvintele Apostolului Pavel, care spunea de la versetul 31. Deci ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? El n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său și l-a dat pentru noi toți. Cum nu ne va da fără plată împreună cu El toate lucrurile? Și scrie aici că toate sunt ale noastre. Cine are pe Fiul, are toate. A spus Domnul Iisus să căutăm împărăția și El va îngriji de noi. Numele Lui să fie binecuvântat. Noi nu făgăduim la nimeni avere dacă se pocăiește. Dar să știți că totuși un plan material vă făgăduim ceva. Că Dumnezeu vă va purta de grijă. Amin. Dumnezeu este credincios. Numele Lui să fie sfânt. Are toate posibilitățile să ne ocrotească, să ne vină în ajutor la vreme potrivită. El va avea grijă în baza prețului care l-a plătit pentru noi, ca noi să ajungem cu siguranță în Sfânta Lui Împărăție. Avem un mare preot milos, avem un avocat binecuvântat, avem rege, avem mire, avem tot ce ne trebuie. Avem toate de plin în El. În El sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și științei. Pentru omul flămândul este pâinea vieții, pentru cel însetat este apa vieții. El este totul pentru toți. În numele Lui să fie binecuvântat. Dacă e vreo fată așa care nu se mărită, că nu o curtează nimeni, Domnul Iisus pentru ea e mire. Dacă este vreun sărac așa ce n-are pe nimeni, spune, n-am rudenii. Domnul Iisus este fratele Lui cel mai îndeaproape. Dacă este vreun bătrân care spune de mine, cine mai are grijă? Domnul Iisus a spus, cine face voia Tatălui pentru mine este frate, soră, mamă, El este alături de noi. Dacă vine diavolul să ne osândească, știi ce ai făcut atunci și atunci? Noi putem afișa doar în nume Iisus Hristos. Ai păcătuit, totul s-a rezolvat. Ai mai greșit după aceea. El este la dreapta Lui. El este un mare preot milos, că în Evrei 7, așa ceva ne trebuia nouă, un mare preot. Despărțit de păcători și înălțat în slavă, toate poate să le facă în chip desăvârșit, numele Lui să fie bine. Amin. Să ne lăudăm cu Domnul Iisus și să știm că pentru noi s-a plătit un preț. Dragii mei, pentru dumneavoastră s-a plătit sau încă nu s-a plătit prețul acesta? Se poate plăti în această seară? Da. Spune Apostolul Pavel, vă citesc 2 Corinteni, capitolul 5, cine suntem noi? 2 Corinteni 5, versetul 20. Noi, dar, suntem trimiși în puternicița lui Hristos, ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi. Vă rugăm fierbinte în numele Lui Iisus Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Pe ce bază? Scrie mai departe. Pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El n-a făcut păcat pentru noi. Pentru ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în ea. Adică să se plătească prețul întreg. Citeam despre un om că se simțea foarte apăsat, știa că are multe păcate. Și diavolul îl ispitea, n-ai cum să fii iertat că ești prea păcătos. Că așa păcărește diavolul pe oameni.
La câte unul îi spune că nu-l poate ierta Dumnezeu că e prea păcătos, la câte unul îi spune că tu nu ești așa păcătos. Și fiecare dădea dosarul lui la un mișel. Știa că acolo e Domnul Iisus responsabil. Și primea dosarul înapoi câte un strop de sânge așa. Care e dosarul mai gros? Un strop mai mare. Și când s-a dat și el dosarul, a picurat și el sânge suficient, dar a văzut unul cu un dosar, de-abia la ducea. A zis, vreau să văd ce s-a ieșit de asta. Și-o zis, când i-o dat dosarul înapoi, a zis, toată coperta era acoperită de sânge. Că sângele lui Iisus Hristos spală orice păcat. Și știți cum îl spală? Nicăieri în univers nu se va mai putea găsi păcatul tău. Nu-i asta tema noastră din Scriptură, dar Biblia scrie că odată ce un om păcătuiește, rămân păcatele în mintea lui, el este apăsat. Sunt într-un dosar la Dumnezeu. Se vor deschide cărți la judecat. Dar când un om este iertat, poți să cauți în univers unde vrei. Nu mai dai de păcatele tale. Ca și cum s-ar fi șters toate computerele deodată. Și ce e mai frumos? Dinaintea lui Dumnezeu și din conștiința ta. Nu te mai simți vinovat, te simți liber. Un copil care tot venea la adunare și a auzit de faptul că păcatele sunt aruncate în mare, s-a uitat odată pe o hartă a globului, o hartă fizică și a văzut la Oceanul Pacific, acolo mai închis la culoare, știți cum este unde adâncim mai mare la ocean. Întreba ce e acolo? Și în groapa Mareanilor, la cel mai adânc loc din ocean. Și zice, aha, știu ce e acolo. Ce zic eu? Acolo au auzit păcatele mele, că așa scrie că se pun mări. Acum am aflat că am îi simt așa o imagine. Dar nu se mai găsesc nici măcar acolo dacă ai investigat. Că scrie în Biblie, Dumnezeu spune în Biblie Testament și repede, Evrei 10 cu 17, și nu voi mai aduce aminte de păcatele lor. S-a plătit. Nu ne poate nimeni acuza, n-am fost iertați de pomană. S-a plătit integral. S-a dat pentru noi Fiul lui Dumnezeu să moară pe cruce. Îi mulțumim pentru aceasta. Amin. Numele Domnului să fie bine. Amin. Dacă nu sunteți iertați, nu amânați. Povestea un frate păstor din Timiș s-a dus într-o seară. Era un bărbat bolnav, dar nu neapărat părea pe moarte ca și cum ar fi ultimele zile. I-a vorbit despre prețul iertării, despre posibilitatea de a fi mântuit. Și a zis, n-ai vrea să te botezi? La nevastă. Acum. Auzi. Spune Scriptura și cum trece imediat la asta. Dacă crezi, și-a mânat. În noaptea aceea, spre zi, a murit. Și soția lui l-a sunat pe păstorul ăsta și a zis, nu mă da cu numele, că mă judecă oamenii. Dar toată viața și poate toată veșnicia o să mă simt vinovat că nu l-am lăsat în seara aceea. Am auzit, nu de mult, cazul unui bărbat din Australia, în Melbourne, avea soția pocăită. Și mai venea din când în când și el la biserică, așa cum sunteți și dumneavoastră aici. Era un om de afaceri, prosper, nu mai contribuia și cu bani, era bun la suflet. Și într-o zi, într-o călătorie de afaceri, a simțit așa o durere, s-a dus la un medic, de fapt era un cancer agravat. Și-a dat seama că nu mai are șanse, și-au venit frații de la biserică să-l viziteze și i-au zis, tu știi de pocăință, de mântuire, de ce nu vrei să faci pasul? Poate ești la capăt de lume. A început să-i tremure vocea și să spună, am gândit la asta. Dar am avut astă noapte un vis groaznic. Am văzut pe Fiul lui Dumnezeu, știam pe Iisus Hristos. Venea spre mine, avea în mână o cunună. Pe braț o haină altă. Și-a zis, astea le-am avut pentru tine. De 27 de ani am vrut să ți le dau. Le-ai refuzat. Să știi că nu ți le mai dau. Mi-am întors spatele și-am plecat. N-are rost să mă botezați degeaba. Nu mai vrea să mă primească. Ce tragedie! Să-ți fi fost rezervată coroană și haină? Să fi fost plătit prețul? Să nu fi știut, noastră știți, să nu accepti,
Să fi trecut pe lista mântuirii? Da. Dumnezeu a avut mare pasiune pentru oameni. Și a plătit mare preț pe Fiul Său. Trec mai departe. Spune Scriptura aici, 1. În versetul acesta binecuvântat, Ioan 3 cu 16, a treia idee. Pentru ca oricine crede în El, asta e posibilitatea mântuirii. Dumnezeu, dragi mei, între a găsit acea posibilitate de mântuire ca toată lumea să aibă drepturi egale. Oricine să poată fi mântuit. Nu trebuie îndeplinită o anumită procedură, nu trebuie plătit vreun preț, nu trebuie făcut vreo școală pentru asta. Trebuie doar să crezi. Ce înseamnă asta să crezi? Adică să știi că Fiul lui Dumnezeu a murit tocmai ca noi să fim iertați, să vedem viața veșnică, să fii de acord cu asta, să știi că nu te poți plăti prin puterile tale, că nu pot alții plăti pentru tine, și că Dumnezeu vrea să te mântuiască și tu te zberești și spui, fie zbilă și de mine, că altă șansă n-am. Spune Scriptura foarte simplu despre credință, vă citesc Romani, capitolul 10, cum poate un om să fie mântuit, versetul 9. Dacă mărturisești, deci cu gura ta pe Iisus ca Domn, și dacă crezi din inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Căci prin credință din inimă se capătă neferirea, starea aceea făcută înainte de Dumnezeu. Și prin mărturisire cu gura se ajunge la mântuire. E greu să spui asta. Dar spui din inimă, nu știu. N-ai lucru. Evident, asta implică botezul. Cine va crede, se va boteza, va fi mântuit. Mi-am amintit că eram în Voitinel, frate știu, în localitatea Sucevenii, și când m-am rugat dimineața, am văzut așa o șoaptă a Duhului Sfânt, care a zis, astăzi vei vedea una dintre lucrările mele. Da, luându-mă cu frații, am uitat. Pe la amiază, mă ia un presbiter de acolo și zice, hai să vizităm într-o familie un om bolnav. Și nu-i bolnav pe moarte. Soția lui e membru la noi în biserică. El este la ostaș. Cunoașteți mișcarea asta în cadrul Bisericii Ortodoxe. Mergem, discutăm și ajungem la următorul punct. El zice, mie îmi place la voi la pocăiți, că vă simțiți să fiți oameni demni, să discuți Scriptura, vă rugați. Dar ceva nu dă la voi. Și scoate el Biblia, omul citea Biblia. Și citește 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 18. Fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării. Și voi nu sunteți cu crucea, înseamnă că sunteți pe calea pierzării. Dar pentru noi, zice el, care suntem pe calea mântuirii, crucea e puterea lui Dumnezeu. Și eu de-aia nu mă botez la voi. Că voi nu sunteți cu crucea. Zic, băi, omule, te văd un om care judece. Hai să gândim împreună. Când a fost scrisă epistola asta, 1 Corinteni? Deci eu, când facem socoteala, să zicem așa, rotungim în jurul anului 50-60, în primul secol. Și crucea asta care o aveți voi la ortodoxi, când au apărut? Apoi după anul 300. Apoi ăștia la care au spus în anul 50 s-au putut gândi că e vorba de ceva ce urma să apară cu 250 de ani mai târziu? Apoi nu s-o pot gândi la aia, dar la ce s-o gândi cu tot ce e scrisoarea? Păi hai să o vorbim atunci, la ce s-o gândi? Ce era de fapt propovăduirea crucii? Care pentru greci, cu filosofia lor, păi au nebunit. Propovăduirea crucii era simplu. Să spui că Iisus a murit pe cruce pentru noi. Și ziceau greci, de ce e asta? Păi ce a murit unul pe cruce și alții a fost mântuiți? Da. Dumnezeu a vrut să găsească o modalitate simplă, să aibă toți acces la Rai. Ne-a iubit, a dat pe Fiul Său și noi credem că l-a dat tocmai pentru noi. Și prin gestul acela de pe cruce, crezând și a făcut Dumnezeu că a făcut pentru noi, noi să avem viața veșnică. Și parcă laud acum pe bucovinean nostru, spune, băi, femeie, pune apă să încălde pe un botez. Ziua aceea s-a văzut.
slăvit să fie Domnul. Amin. Și în timp ce ne rugam, mi-am amintit ce spusese Domnul dimineața. Astăzi vei vedea una dintre lucrările mele. Noi nu putem mântui pe niciunul dintre dumneavoastră. Duhul Sfânt vă cercetează, vă deschide inima și dacă dumneavoastră acceptați să intrați în planul acesta și spuneți, Doamne Iisuse, trece-mă și pe mine în catalogul Tău. Că este o carte în Universul care zice Cartea Vieții Mielului care a fost junghiat. Și toți care vor să treacă pe numele Lui și să fie mântuiți prin El, îi trece în carte. Prin credință. Nu trebuie să fac cele scrise la El, o fac așa și la biserică, se prinde în evidență. Dar mărturisind cu gura, intri în lista celor mântuiți. Cine crede și se botează, va fi mântuit. Mărit și să fie Domnul. Amin. Ce ar putea să mă ajut decât atât? Scrie în Biblia Vicul Testament, 2 Cronici, împărați capitolul 5, că s-a dus un împărat cu lepră în țara lui Israel să se vindece. Și Iisus îi spunea, cufundă-te în Iordan de 7-18 zi curat. Știți că la început s-a scandalizat, ceea adică coboară pe mine în mocir la Iordan. Erau râuri, mai veneau mai de la munte, mai curate în Siria. Și zice, îi zic slujitorului, dar ce-i greu? Hai, fă probă să vedem. Dragii mei, poate ați zice cineva, da. Practul botezului n-aș putea fi mântuit, numai dacă cred. Cine crede și se botează, spus Domnul. Că de fapt, ce-i botezul, dragii mei? De ce trebuie să ne botezăm? Noi trebuie să recunoaștem că am fost păcătoși. Și Domnul a coborât în mormânt pentru noi și a fost scos de acolo prin înviere. Acum noi, simbolic, suntem cufundați numai în apă și ridicați din apă. Că am murit și acum suntem vii și asta pentru vecii vecii. Mărit. Amin. S-a întâmplat pe vremea comunistă o tânără dintr-o familie, nu era acceptată deloc de părinții ei să se boteze ziua când a fost botezul cu toți. Și frații au hotărât să o boteze sâmbătă, seara, înaintea botezului, era apa în bazinul de acolo din biserică, ca părinții să nu știe, să o ia în avans. Dar ea a zis, dar atât de mult aș vrea să fie toată biserica, să mă vadă când mă botez și să-i văd pe toți. Și a chemat doar niște prieteni, așa că nu s-a dat de știre, ca să nu se afle. Și când era la apa botezului, a început să plângă. Și a zis, plângi că nu au putut să vină toți să te vadă botezat, a spus, nu. Dar fața era de ea de bucurie. Dar de ce plângi? Toată biserica e plină. Cum? Sunt numai îngeri peste tot. Veniseră să asiste la imaginea asta binecuvântată. Că e scris că atunci când un om se pocăiește, se bucură toți îngerii. Vor zice, ăsta e de-a nostru, va fi cu el pentru vecii vecilor. Și veniseră îngerii să asiste la botezul ei. Dumnezeu să vă ajute să faceți pasul acesta. Amin. Să mărturisiți credință. Pentru ca oricine crede în El, asta e posibilitatea și este singura. Spune în Evrei 11:6 și fără credință este cu neputință să fie. Că cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce-L caută. Măriți să fie Domnul. Și ultima idee din versetul nostru de referință, pe care îl repet ca să memorăm bine, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, asta e pasiunea lui Dumnezeu pentru oameni și ca să le țineți minte, le-am numit pe toate cu P. Ăsta e planul lui Dumnezeu, mai întâi am vorbit de pasiunea lui Dumnezeu, apoi v-am spus de prețul lui Dumnezeu, după aceea v-am spus de posibilitatea prin care putem să fim mântuiți. Și acum vă spun în al patrulea și ultimul rând despre numiți dumneavoastră cum vreți, putem să găsim denumiri diferite. Oferta asta lui Dumnezeu care are pe perspectiva eternă care o avem. Perspectiva lui Dumnezeu pentru oameni. Pentru ca oricine crede în El să nu piară și să aibă viață veșnică. Se spune că atunci când a murit Alexandru Macedon, a lăsat 3 cerințe. Prima, să fie purtat spre locul de îngropare pe umeri de cei mai renumiți medici ai vremii. Și
Și m-au întrebat consilieri, dar de ce? Să-i fac de rușine când m-au putut trata. Doi. Să se arunce pe drum mărgăritare, pietre scumpe, bani. Să știe tot că am adunat avere de peste tot și peste tot. Și trei. Să mă lase cu mâini din afară de Sibiu, să știe că nici cu mine nu iau nimic. Asta e marea problemă a oamenilor. Mor. I-a spus cuiva care a zis, eu nu sunt păcătos. Cea mai simplă dovadă că nu ești păcătos ar fi că nu mori. Dar dacă mori, e mai. Asta e dovada că ești păcătos, nu trebuie să te lămurească nimeni și nici tu nu poți lămuri pe altul. Dar Dumnezeu vrea nu să pierim, ci să trăim veșnic cu El. Se spune că la sfârșitul unei slujbe, o tânără l-a așteptat pe predicator și i-a zis, sunt supărată pe dumneavoastră. Dar de ce? Atât de frumos ați vorbit despre Rai, despre viața veșnică. Dar nu înțeleg de ce să fii supărat. Eu te invit la fericire eternă și tu ești supărat. O zis, da, da, tocmai pentru că acolo e așa de frumos, eu nu pot să mă duc. De-aia supărat. Că dacă n-aș ști, măcar nu m-aș supăra. Și-o întreabă fratele, sunteți căsătorită? Și ea sare în sus, asta ce-i treaba ta? Zice, poate aici o fi bani. Dragii mei, noi nu putem să vă promitem raiul și fericirea eternă și când colo să nu ajungeți la ele. La perspectiva asta se ajunge, dacă noi ne pocăim. Dumnezeu dă viață veșnică și lor ce vor să termine cu păcatul, cu moartea. Că dacă vă rutim, iar vine moarte. În capitolul următor, din Ioan 4, se scrie despre o femeie, că Domnul a spus, dacă eu îți dau apă, în viață nu mai ai probleme. Țâșnește viața veșnică de tine. Femeia, când o priceput, spre ce e vorba, zice ea, dă-mi această apă, vezi tu ce spune. Și Domnul spune, stai, stai, tu zi să rezolvă o problemă. Tu te-ai cu bărbatul. A lovit-o unde o dorea mereu. Și dar știi, nu spun un altă. Dar de ce o zici, doamna asta? Și zice Domnul, cinci bărbați ai avut. Eu nu știu câți ani și eu am asta, că am adus să trăia mie de 50 de ani. Dacă ea și-a fi continuat viața asta, 10 ani cu unul, 10 ani cu altul, sau nu știu cum fi fost beata de ea. Aia e veșnicie, să tot spargă familie după familie. Dar v-ar place să fiți în rai cu moți. Să fie acolo oameni care ne patrocoresc, oameni răi. Dumnezeu vrea să ne dea viața veșnică, dar întâi vrea să ne curățească, să ne spele, ca acolo rai să fim fericiți, dragii mei. Ca fericiți n-aș fi rai, nici n-ar fi fericire. Că viața veșnică nu înseamnă numai tinerețe, fără bătrânețe și viață, fără de moarte. Că vorba ora, apoi te plictisești. Păi vorba proverbului românesc, când e omul rău și de vremea are atesatul repede. Mă întâlnim... Nu mai tinere, mai o să-mi bătrân. Așa. Mă întâlnim de un bărbat care avea o femeie ea și nu mi-a zis, cum ești? Știi ce-o zis bietul el? Apoi când a fost, n-am mai fi și a trece. Adică, nu-și dorea să aibă 100 de ani de căsătorie, că nu se înțelege la cu ea. Dumnezeu întâi vrea să ne schimbe viața. Și apoi să ne dea viața veșnică. Amin? Amin. Să ne ajute cu Dumnezeu. Să ajungem la fericirea asta externă și să nu uităm că cel mai bun preț a obținut cea mai mare valoare. Fiul lui Dumnezeu a murit pentru noi ca noi să trăim veșnic slăviți să fie Domnul. Amin. Eu n-am mai fost la dumneavoastră, stau de azi până mâine. Că viața asta e trecătoare. Și aveam un frate, o vorbă, zice, dacă ascultam de alții, nu ajungeam la voi, te ascult de voi, nu ajungeam la alții. Dar dacă o să ajungem în veșnicie, cum zicea un alt frate, vă promit o vizită de 1000 de ani. La fiecare parte, că este de unde. Ce-o fi acolo? Am auzit că aici mai aveți probleme. Știa că se știe că zona noastră nu sunt atât de bogați, nu? Dacă ar fi vorba de sănătate, este și asta.
le putem purta pe picioare. Dar ce crezi că cei bolnavi și aparent sănătoși sunt fericiți? Aici pe pământ chiar crezi că sunt oameni fericiți? E o fericire din asta așa, pe fugă. Dar în veșnicia lui Dumnezeu, fericirea va fi dată de prezența lui Dumnezeu, Tatăl, a Fiului și a atâților oameni minunați. Vedeți, dumneavoastră, noi ne-am întâlnit acum cu cei de la Londra, cu parte spiritori, ne știm, dar cu partea dumneavoastră ne-am întâlnit prima dată. Era vremea comunistă și discutam un frate cu un membru de partid. Zice, măi, voi spuneți că voi comuniștii creați o societate nouă și că noi suntem retrograți și că la noi nu vine și că la voi vine. Zice, uite, plecăm amândoi în concediu. Eu mi-o Biblie. Tu zici care tu de partid. Și mergem prin țara asta. Eu la ai mei, tu la tăi. Să vedem care te primesc mai bine. Zice, dar trebuie bani. Zice, nu, mi-am trebuit și eu. Eu mă duc și zic odată numai pacea Domnului și toți mă strâng în brațe și că am crescut pe ei în casă. Avem noi o cântare frumoasă care zice, dacă o clipă cu el de uimire, ce va fi rușnicit? Zicea un frate, am întrebat un coleg, cum e la voi la adunare? Că a zis că e har, ce e aia? Zice, nu știu cum să-ți povestesc. Uneori vine să zic că Dumnezeu ne ține în brațe, sau că noi îl ținem în brațe, dar e Domnul și tare. Aici prindem doar momente așa de părtășie frumoasă, la o cântare, la o plăciune, la un extaz pe bocnicesc. Dar și veșnicie va fi fără durere, nu ne vor mai veni nimic de cele rele, nu mai necăjește nimeni, nu ne mai stresăm, nu ne mai frământăm. Nu va mai fi diavol, nu va mai fi moarte, durere, nimic din toate acestea. Vom administra cosmosul acesta pe Dumnezeu. Acesta e proiectul Lui. Vrei să fii parte din acest proiect? Este o cântare care spune, se va spune odată a fost un pământ, cu flori, cu verdeață, cu păsări, cu cânt. Dar flăcări grozave și stări de nespus au luat pământul și tot l-au distrus. Ți se va pierde numele? Sau îți va rămâne numele pentru veșnicie? Sunt predicator din tinerețe. Dar știți de ce îmi place mai mult să vorbesc? De Domnul Iisus Hristos și de Împărăția care a venit. Astea sunt lucrurile care rămân. În Rai nu o să mai putem povesti ce greu a fost. Nici să vrei nu mai vine în minte o să. Oamenii care te-au necăjit s-au pierdut. Iar dacă de cum a vrut din ei s-a întors la Domnul și a fost iertat, nu-ți mai vine în minte, măi, ăsta mi-a făcut mie rău. Și drag, să recapitulăm și mă opresc aici. Dar vedem în seara asta când ajungeți acasă, dacă nu cumva chiar aici, să nu vă călucați. Să vă spuneți pe genunchi și spuneți Domnului Iisus, trece-vă și pe mine în cartea ta. Chiar mă iubești pe mine? Chiar vrei să mă mântuiești pe mine? Da. Atât de mult ai iubit Dumnezeu lumea. Pentru ca oricine crede să nu piară, să aibă viață. Nu uitați. Acesta e planul Dumnezeu pentru oameni. Așa prăfădiți cum suntem, apăsați de păcate și loviți de soartă, ne-ai iubit și ne iubești. Asta e pasiunea lui Dumnezeu pentru oameni. A dat un preț pentru noi, Fiul Său a murit pe cruce. Și de atunci, numai grija noastră o are. E pasionat de noi până când ne duce în slavă. Atunci va fi și Dumnezeu liniștit. Că suntem la adăpost 3. Ne-a pus la îndemână posibilitatea de a fi mântuiți. A crede. E la îndemâna oricui. Și 4, a spus, perspectiva lui Dumnezeu. O veșnicie fericită. Apoi, lasă ajungem la ei că mai vorbim noi după aceea. Doamne ajută!